Aproape 5.800 de pachete cu dulciuri și fructe sunt puse la bătaie de Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru colindători. Înscrierile vor începe pe 3 decembrie, se vor încheia pe 7 decembrie. Colindătorii vor fi primiți de municipalitate în perioada 18-20 decembrie. Și în acest an, Primăria Municipiului Târgu Jiu va primi colindători, astfel că în perioada 3-7 decembrie, în intervalul orar 9-15, toate grupurile se pot înscrie la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș din Municipiul Târgu Jiu de pe strada Crișan. Iar mai apoi, în perioada 18-20 decembrie, colindătorii sunt așteptați la Primăria Municipiului Târgu Jiu în intervalul orar 9-15. Primăria a pregătit aproximativ 5.800 de pachete pentru colindători, iar valoarea unui pachet este de aproximativ 12 lei cu TVA. Tot în decembrie, înainte de Crăciun, 50 de familii din Târgu Jiu, aflate în situații materiale ori de sănătate deosebite, vor primi pachete cu alimente de bază din partea municipalității. Fiecare pachet va avea o valoare de 200 de lei. Bugetul alocat acestei acțiuni este de 10.000 de lei.